blocul avariat al judecătoriei Orhei. Monument de arhitectură. Toaleta proaspăt renovată, cu oglindă murdară. Săpun lichid. Aici probabil tot săpun lichid de pe terminate. Și aici stă dai gol. Are o mare problemă, pragurile. Când ieși tot prag, riști să strângi gâtul. Măcar bine că se aprinde lumina acum, care are senzor de mișcare. Dar pragurile astea fac inaccesibilă toaleta pentru persoanele cu nevoi speciale. Persoane în vârstă, persoane cu dizabilități locomotorii. Și dincolo, următoarea toaletă e tot la subsol. Acolo degeaba este rampă de acces. Bună ziua! Bună ziua! Acolo degeaba este rampă de acces și destul de puțin înclinată. Dacă la toaletă. Bună ziua! Încolo e toaleta, nu? Da, dar îmi cerem scuze. Nu-i problemă, am vrut doar să arăt că e scară și că omul cu dizabilități nu poate să ajungă acolo. Eventual poate să vină pe aici până la cancelare sau ce avem aici. Nu, este el cu ceva. Tot la subsol. Mă înțelegeți că și m-a ajutat. Dar aici e rampă de acces. De ochii lumii a făcut rampă și pare nu foarte înclinată. Cam așa e cu accesul la justiție pentru persoanele cu nevoi speciale, cam la toate judecătoriile, nu doar la Orhei. Vrei, nu vrei, poți să dai statul în judecată.